Care crezi că sunt beneficiile principale ale acestui curs? Beneficiile principale ale acestui curs, ceea ce am simțit eu, a fost faptul că reușești într-o mai bună măsură, într-o mult mai mare măsură, să-ți controlezi emoții. Mai mult decât atât, înveți tehnici prin care te eliberezi emoțional. Te eliberezi emoțional de anumite emoții, o foarte mare parte din emoțiile pe care le car cu tine în drumul vieții. Iar aceste emoții și dintre cele mai grele vin din copilărie. Copilăria timpurie. În acest curs, da? Ce vindecă efectiv și pentru ce l-ai recomanda? Eu am venit la curs din punctul meu de vedere pentru a-mi vindeca din rănile copilăriei și anume sunt 5 răni ale copilăriei, dar eu am lucrat pe respingere și pe abandon. Pe tine cu ce te-a ajutat concret acest curs de practitioner NLP? Principalul meu obiectiv a fost ca să văd unde mai am de lucru pe zona mea emoțională și am descoperit astea două răni, da? De abandon și de respingere. În plus, față de asta, am mult mai multe scule, am mult mai multe exerciții în cadrul procesului de coaching pe care eu îl combin cu NLP-ul. Iar în condițiile în care există necesitatea unei, să spunem, terapii, apar aceste exerciții care sunt absolut, din punctul meu de vedere, foarte binefăcătoare pentru zona emoțională a oamenilor. Așadar, în cadrul procesului de coaching, fiind master coach deja, am simțit de foarte multe ori nevoia de a pune în practică exerciții de NLP. Și atunci am venit așadar la acest curs cu un obiectiv personal de a-mi integra eu emoțional, să devin un trainer emoțional și obiectivul 2 a fost ca să am în trusa mea de scule mult mai multe tehnici de NLP-ul în cadrul procesului de coaching, așa cum am mai spus. Păi, chiar vreau să te întreb, în afară de aceste două momente, două locuri în care tu vrei să te folosești de ce ai învățat aici, cum și unde vei mai folosi toate chestiunile pe care le-ai deprins în cadrul cursului de practitioner coach? Un alt aspect important care eu am aplicat și aplic NLP-ul aproape în fiecare zi este în educația copiilor. Un aspect care e un lucru care mă ajută, am observat că dă randament și nu mă face decât să mă bucur și să mă încânte acest proces care mă ajută în cadrul educației. Dacă ar fi să-mi dai un singur exemplu concludent pentru tine, ce anume ți-a plăcut cel mai mult la acest curs? Cel mai mult mi-a plăcut momentul în care noi am făcut un exercițiu, o trasă care se numește redesignul submodalităților și anume e o tehnică prin care putem înlocui o durere la nivel emoțional din viața noastră, o putem aduce în zona plăcerii. Știm că noi acționăm din două motive de bază și către două direcții, pentru plăcere sau pentru durere. A transformat durerea în plăcere. Asta e unul dintre exercițiile care îți poate aduce lucrul ăsta în viață. Și pe mine m-a captivat totalmente. Sună foarte interesant. De-aia vin să te întreb, pentru că tu ai revenit în cadrul Academiei de Coaching, cum privești tu pe termen scurt, dar și pe termen lung, investiția pe care ai făcut-o în acest curs? Și nu mă refer numai la bani, dar și la timpul pe care l-ai alocat, căci nu e puțin lucru. Vin la aprofundare cu foarte mare bucurie, pentru că în cadrul Academiei s-a format un grup care comunică la nivel asertiv, adică direct, fără menajamente, un grup care lasă spațiu, care pune comportamentul lui iubirea de oameni și lucrul ăsta se simte. Există o susținere foarte frumoasă aici pentru dezvoltarea noastră a tuturor din punct de vedere emoțional. Și din punct de vedere al investiției, n-am niciun dubiu, după un an de zile, cred cu tărie că este cea mai bună investiție pe care eu am făcut-o în viața mea.
Ce te-a făcut, ce te-a convins să revii la Academia de Coaching? Mă convinge, v-am spus, atmosfera din cadrul Academiei, faptul că îmi doresc foarte mult să aprofundez mult mai în amănunt toate cursurile pe care Loredana le desfășoară. În plus, există o dinamică. Cu fiecare curs, Loredana, să spun așa, mai șlefuiește informația, mai aduce adăugiri. Lucru care pe noi nu poate decât să ne bucure și să ne determine să vrem mai mult, să creștem mai mult și să devenim ce în ce mai buni.